Bun găsit, prieteni! Am o carte. Mai bun început ca acesta, cred că nu există. Roată plăcerilor, de ce n-au iubit unii înțelepți cărțile. Dacă acest subtitlu și care e până la capăt motoul emisiunii noastre de astăzi nu vă va face să rămâneți, atunci nu e nimic de făcut decât să mergeți în librărie și să cumpărați cartea și să citiți și să aflați cine este autorul, profesorul, omul discret, ironistul fin, Valeriu Gherghel. Ca să-l descoperiți, trebuie să rămâneți împreună cu noi. Recunosc că nu mi-a fost ușor să mă apropii. Întotdeauna când personajul e dificil sau când subiectul e complicat, mă apropii cu multă sfiiciune. Deși un reporter vechi ar spune toată lumea, las-o în pace. Oricum e obraznică. Ei bine, nu mi se întâmplă asta. M-am apropiat cu foarte multă delicatețe. Bun venit, domnule profesor Valeriu Gherghel. Mulțumesc. Vechi personaj Aliașilor. Bun venit, Doris Mironescu. Să ne ajuți să împlinim un portret despre această carte și despre personajul ieșean și personalitatea Valeriu Gherghel. Un erudit, un cărturar al timpurilor noastre. Greu de prins într-o framă, într-o ramă, într-o singură expresie. Mă bucur că ați venit. Ne faceți o mare onoare. Știu că apăreți greu. Și eu mă bucur că am ajuns la această emisiune. E drept, nu am participat la multe emisiuni. N-am fost un eseist iubit de ziariști, de jurnaliști. Nu mi s-au luat foarte multe interviuri. Așa că vă recunosc, aceasta este prima intervenție în direct, ca să spun așa, prima conversație în direct pe care o voi face. Vă mulțumesc încă o dată, Doris, a mai fost, Doris Mironescu a mai fost în emisiunile noastre, e mai antrenat cumva. Culmea e că discretul personaj Valeriu Gherghel n-a mai fost în emisiuni, nu fiindcă n-a fost chemat, ci fiindcă are un fel de grație și de discreție care îl ține departe de zgomotul lumii. Singur spune, nu știu să dau citate din memorie, dar nu-mi plac îmbulzelile, nu-mi plac autografele, blițurile, exact. Fotografiile este, de autor. Este pentru că sunteți un sfios. Este o afirmație limpede făcută. În această carte. Clară. Și totuși, în tinerețile tale, care dintre dumneavoastră, Doris Mironescu sau Antonio Patraș, îl fila, ăsta ar fi cuvântul, pe Valeriu Gherghel? Antonio Patraș are o precedență aici, așa, pentru că e ieșan mult mai vechi decât mine. E prezent în Iași dinainte de 90, așa încât e inițiat în cercurile literare, în lumea literară ieșană. Cunoștea pe dinăuntru, știa care sunt autorii care merită urmăriți, care sunt autorii pe care nu mulți știu și pe care puțin și pot revendica. Și da, Antonio Patraș era din acest punct de vedere un mărturisit urmăritor, să spun așa. Al lui Valeriu Gherghel l-a prezentat mai multora dintre noi. Da, într-adevăr, ne-a deschis ochii la ce anume putem găsi acolo. Foarte interesant este, domnule Valeriu Gherghel, că nu sunteți un urs tăcut, care sunteți în spațiu public, aveți un blog foarte citit, sunteți pe Facebook, aveți număr de telefon mobil, sunteți între studenți și cu toate acestea reușiți să vă țineți departe de partea asta zgomotoasă și deșartă. Până acum nu mi-a fost foarte greu să mă țin deoparte. Deci nu am fost solicitat. Dar, pe de altă parte, nu sunt un urs. Nu sunt un ursuz, ca să încerc un joc de cuvinte. Meseria mea e aceea de profesor și cel puțin de două ori pe săptămână am obligația să vorbesc unui grup de studenți. Într-un astfel de grup de studenți la Facultatea de Filozofie l-am întâlnit pe numitul înainte Toni Patraș, actualul critic și istoric literar. Îi plăcea să participe la cursurile mele, mai aducea și alți colegi de-ai lui de facultate, probabil că voia să își pună alături de cultura umanistă
alături de cultura literară și niște temeiuri serioase, filozofice, metafizice. Probabil că această curiozitate de a mă cunoaște și de a auzi câteva lucruri legate de filosofie, legate de filozofi, l-au adus în sălile mele de curs. Pentru că sunteți un istorisitor, un bun povestitor, pe de-o parte, și înțeleg că un bun profesor e întotdeauna acel care te poartă din poveste în poveste și ora devine de neuitat. Recunosc că am fost cu camera de luat vederi, m-ați primit și în sala de curs. Trebuie să spun prietenilor noștri că pregătesc un film, un episod pentru Ea și Marelor Iubiri cu Valeriu Gherghel. Dar ce-am observat și acum, și cred că au observat și prietenii noștri, dintr-o dată ironia. Până acum am fost lăsat în pace, n-am fost nevoit să refuz. Pentru că celelalte două cărți despre care o să ne vorbească Doris Mironescu, într-un format de două ori mai mare, în folio, da? Așa? Nu în folio, nu. Dar de două ori mai mare. De două ori mai mare. Așa? Celelalte două cărți au fost mai pentru specialiști, iar asta dintr-o dată, Roata Plăcerilor, e deja la treia, al doilea tiraj. Probabil că va urma. Iată. De unde succesul? Și cei cu cărțile de dinainte? Hey. Cu Porunca și Breviarul. Valeriu Gherghel nu e de azi de ieri un autor cunoscut și urmărit. Și cu ironia cunoscută și umorul. Desigur, nu. Cum să spun... Târziu, e adevărat, el s-a îndurat să debuteze târziu și să publice o primă carte de eseuri. Ei, nu e o carte pentru specialiști, nu cred cel puțin că o carte pentru specialiști. Porunca lui Rabi Akiba din 2006, dacă nu mă înșel, de la Polirom, e o carte plină de calitățile, de stil și de temperament și de caracter, ca să spun așa, pe care le prezintă și Roata Plăcerilor acum. Și era o carte foarte semănătoare și acestea. Valeriu Gherghel era... Era un autor cunoscut pentru... În primul rând, pentru acest stil care recomandă un autor. Da? Un autor pe care îl citești în bună măsură pentru ceea ce este. Nu doar pentru ceea ce... În fine, pentru lumina pe care aduce într-o anumită temă. Firește că e și asta. Dar mai ales pentru că știi că acel autor îți oferă ceva a lui. Știi că vei găsi acolo, în fine, un aliment important pentru inteligență. Și în cazul de față, această ironie cunoscută din articole de presă, din colaborarea îndelungă cu Monitorul de Iași, lui Valeriu Gherghel, cu Ziarul de Iași pe urmă. Și tinerețea de dinainte. Și desigur, cu mult mai vechile atestate de prezență în presa ieșeană, în cultura, în fine, în lumea literară ieșeană. Valeriu Gherghel nu era ca... Deci, un necunoscut. Era un autor așteptat, am mai spus-o, și când s-a îndurat să se manifeste, da, în formatul unei cărți pentru marele public, n-a dezamăgit. A prins și mai mult. Exact. Și apoi carte explică de ce formatul mic e mai interesant, de ce eseistul scrie la 50 de ani și poetul la 16, de ce, care sunt bolile de care suferă poetul și prozatorul, și eseistul e acolo într-o paranteză, sau criticul literar. E o plăcere, e o încântare și până la urmă e același îndemn. Ia și citește. Tole, lege. Până la urmă despre asta e vorba, deși ni se spune că nu-i cea mai grozavă zăbavă, sau cum să-l... că nu-i cea mai de preț zăbavă. E o temă importantă. Cred că e o temă importantă pentru Valeriu Gherghel. Aceasta care pune față în față scriitorul și spațiul public. Scriitorul și publicul. E tema care îl face să dizerteze despre dimensiunile potrivite pentru o carte de eseuri, care îl face să vorbească despre eseu, care îl face să vorbească despre comedia de a fi scriitor, prozator, poet, critic literar în lumea asta în care cu toții ne vânzolim. E o temă asupra care aș vrea să-l văd dizertând. În fond, și întârzierea debutului trădează o ruminație asupra acestei chestiuni și o neîmpăcare cu felul în care stau lucrurile și prezența sa pe rețelele de socializare pe Facebook, care e o prezență foarte pregnantă și foarte, cum zici, foarte frumoasă și foarte, dintr-o dată, ridicând. E de asemenea una care arată o negociere interioară. Nu e un raport de la sine înțeles acesta cu publicul al scriitorului și nu e un raport deloc de la sine înțeles al lui Valeriu Gherghel cu publicul. Cum e, l-aș întreba eu? Cum stau lucrurile cu publicul? Mai degrabă e cazul să ne temem de neînțelegerea lui,
Care sunt pericolele unei mari audiențe? Firește că dacă ar trebui să discut despre cele trei cărți care au apărut, aș apropia ultima carte, Roata Plăcerilor, de prima. Deci amândouă au o anumită libertate de a mă exprima, o anumită jovialitate, ironie, poate și umor. Ironia, în primul rând, e la adresa mea. Ironia e la adresa mea. Ironia ca un bumerang. Ironia ca o, ca o atitudine care mi este proprie și care ține de faptul că un autor trebuie să fie mereu critic cu el însuși și să se privească cu toată obiectivitatea de care este el în stare, deși niciodată nu va reuși. Și că despre cele mai importante și serioase lucruri nu trebuie să discutăm cu morgă academică neapărat și putem lua lucrurile în firescul lor. Da, încă de la început am abordat subiectele cât am putut eu de liber. În cartea a doua, în Breviarul Sceptic și alte eseuri despre simplitate, acolo lucrurile stau altfel, în sensul că această carte s-a vrut una de tip academic, adică o carte mai sobră, cu note bogate la subsolul paginii, cu bibliografie intensă și cu dovada că am străbătut toți acei autori pe care îi numesc la sfârșitul cărții. Normal că o astfel de carte nu poate cuceri decât un public restrâns. Breviarul Sceptic, mi-au spus unii cumpărători ai lui, mi-au declarat că li se pare o carte dificilă, că n-au auzit de autorii la care mă refer și că au nevoie de consilierea mea pentru a o înțelege. Bine, e o exagerare. E frumos. E o exagerare. Totuși, Breviarul Sceptic ar fi putut avea un public mai numeros decât a avut. În legătură cu ultima carte, aceasta este o surpriză și pentru mine, și pentru editură, și probabil și pentru cititori. Ea a avut succes imediat, s-a vândut bine, într-o lună în care transportul cărților a fost dificil, și anume în ianuarie, când drumurile erau acoperite de zăpezi. Probabil că modalitatea aceasta de a pune o problemă serioasă, și anume raportul dintre viață și lectură, această problemă i-a atins pe cititori și i-au devenit dintr-o dată interesați. Cum e cu viața? Ce înseamnă a trăi? Din trăire nu face parte și lectura? Adică a trăi înseamnă a nu citi, așa cum cerea personajul cunoscut al lui Matei Caragiale, Gore Pircu, care spunea: mai lasă-mă, domnule, cu tratatele astea, mai lasă-mă cu cărțile de la Academie. Știința vieții, aia e importantă, nu lectura, nu pierderea timpului în fața unei cărți. Știința vieții. M-am întrebat adeseori ce este știința vieții. E o întrebare atât de filozofică încât n-am reușit să-i dau încă un răspuns. Și oricum nu o să dăm acest răspuns într-o emisiune de televiziune. N-ar fi chiar așa la îndemână. Notele de subsol sunt minunate și aici. O să găsesc pagina, apropo de motivele pentru care să nu citești sau motivele pentru care să citești doar unele cărți sau motivele pentru care să recitești sau cum e cu discursul din Roata Plăcerilor și succesul acestei cărți. Sigur, e o carte care își propune să vorbească, fără să poate da răspunsul definitiv, desigur, să vorbească despre marea dilemă, cartea sau viața. Merită să trăiești, merită să citești, îți pierzi cumva timpul citind, te îndepărtezi de viața adevărată. Și să vorbească în același timp despre rosturile lecturii, despre felul în care lectura funcționează, ce anume aduce ea celui care o practică. Răspunsurile sunt
cel mai adesea împăciuitoare. Valery Gergely este un autor blând, un pacifist. Așa cum cred deși că trebuie să fie. Deși este necruțător atunci când găsește citate, da, e câteodată ironic până la cruzime. Ne oferă însă multe soluții, cum să zic, care să ne ajute să trăim mai bine cu noi înșine. Da? Desigur că cei care pun un preț exclusiv pe viață, devalorizând total lectura, greșesc. Și autorul ne spune, sunt oameni care trăiesc foarte bine fără să citească vreo carte. Nu e nicio problemă. Bineînțeles. Există multe feluri în care lectura îți poate fi de ajutor, desigur. Există multe moduri în care se citește, există moduri greșite în care se citește și moduri corecte, să spunem așa, dar chiar și cele greșite au până la urmă șarmul lor, până și bibliofilul care nu citește o carte din peretele de cărți din spatele lui, probabil că este satisfăcut când achiziționează o raritate. Cum am aflat, ceva m-a liniștit din calea afară. De obicei dialoghez cu autorul, mă cert, îl întreb pe margine, pe manșeta cărții, de ce, cum, am altă părere. Îmi las urmele pe propriile mele cărți, desigur, și am aflat că nu e așa o mare crimă, ba chiar, da, cărțile citite trebuie să aibă propriile urme. 5 motive cuvioase, spune autorul, de a renunța la citit. Evident, pufnește râs doar din titlu, dar, atenție, pentru a seamă de gânditor, ne spune autorul într-un subsol, 5 nu este deloc o cifră întâmplătoare, un hazard, o întâlnim pretutindeni. Exemplific în grabă. 5 degete la o mână. 5 părțile unei tragedii grecești. 5 sâmburi de portocală, un titlu cunoscut. Platon vorbește de 5 genuri maxime. Ființa, starea, mișcarea, identitatea, altul. Immanuel Kant mai avea în gură când a murit 5 dinți. Un vinariu roman valora 5 ași. Când ți-e sete, cel mai bine, aici mi-a plăcut, e să cinstești o cinzeacă de cinzano la Cincinnati. 5 petale are, mai bine citeam Cincinnati, 5 petale are trifoiul, 5 sunt vârstele lumii după Hesiod, Tora cuprinde 5 cărți, tot 5 cărți compun Pancha Tantra, omul are 5 simțuri, 5 extremități, 5 au fost fecioarele înțelepte, 5 au fost fecioarele neînțelepte, cele fără de minte, 5 argumente de formulat Sfântul Toma d'Aquino. Mai departe, 5 pâini au mâncat drumeții din povestea lui Creangă. Vonnegut a publicat în 69 Abatorul 5. 5 elemente, apă, foc, pământ, metal. 5 nave avea Bazilica Sfânta Sofia. Și acum, și de acum, aici m-am topit, de acum în 5 zile trebuie să predau cartea la Polirom, etică, etică. Dintr-o dată e confesiv, construiește și rupe dintr-o dată toată compunerea erudită. Că e, vorbim de un învățat al timpului nostru. Ăsta e avantajul erudiției. Eruditul poate să se joace. Da? Și deși era citatul lung și într-un subsol, nu cred că am plictisit pe nimeni citind. Tocmai, nu așa se pune problema. Și apoi acest mod de a te juca are niște înțelesuri serioase. Și primul lucru la care trebuie să ne gândim și la care ne gândim obligatoriu și la care devenim poate și puțin obositor să ne gândim, este vestita enumerare a animalelor din catalogul împăratului Chinei, dintr-o vestită proză foarte, foarte scurtă a lui Borges, care devine pe un argument pentru tratate filozofice și pentru cărți de teorie și critică literară și așa mai departe. Ideea era că la oaltă pot sta lucruri cunoscute, dar și necunoscute, pot sta lucruri măsurabile și nemăsurabile și se poate inventa o mulțime în care încape totul și ceva pe deasupra. Și abia cunoscând aceste lucruri poți să dai seama în fond de diversitatea lumii în care trăiești și de imprevizibilitatea catalogărilor pe care le poți face. Deci, în fond despre libertatea, limitele și ilimitarea rațiunii. Ăsta e un mesaj foarte, de fapt, foarte profund, care depășește hazul de a descoperi printre referințe erudite aluzii la în fine, în termenul de predare a unei cărți la Polirom și la alte lucruri de genul ăsta. De fapt, un astfel de joc arată consistența reală, profundă a unei cărți de felul acesta, a unui eseu și a unui eseist de felul acesta. Apropo de cărțile citite, adnotate pe margine, una din primele cărți care mi-au marcat copilăria sau tinerețea, cred că era împrumutată de pe la Casa Pogor, nu mai știu exact, o găsisem gata, adnotată, am mai
pus și eu ca într-un palimpsest și mă certam în continuare cu cei ce citiseră înaintea mea, unul simți ca paradox. Și regăsesc această fluiditate, această spumă serioasă cu care rămâi. O carte care îți pune probleme, nu? O carte care îți pune întrebări, e deja o carte la care ar trebui să te întorci, spune autorul de fiecare dată. Aș vrea să spun și eu ceva despre cifra 5. 5 acolo nu ține neapărat de o enumerare sau de o clasificare în stilul lui Borges. Am avut o dispută îndelungată cu o grațioasă domnișoară cronicar literar în legătură cu cifra lecturilor, cu numărul lecturilor, de câte ori trebuie să citești o carte și care este cifra peste care nu mai are rost să treci. Cred că marii cititori au citit cărțile de mai mult de 5 ori. De pildă, Alexandru Paleologu citise Război și pace de 12 ori, iar Steinhardt, părintele Steinhardt, citise Craii de curtea veche de peste 50 de ori. Deci am avut această discuție. De câte ori să citești o carte? Și discuția m-a pus la un moment dat să dau un răspuns. Pe ce te bazezi când spui că noi trebuie să citim o carte cel mult de 5 ori? Și atunci am căutat în cosmografia chinezească, în aparatul stomatologic al lui Kant, am căutat temeiuri serioase pentru o lectură încincită a unei cărți. Ăsta e discursul de tip Valeriu Gergel. La fel ne-ați oferit genul ăsta de abordare a realității, un fel de clan doi, da? Aș putea să spun asta. Ne vorbește într-un anumit fel. Vreți să ne amintim cum a fost la sfârșitul săptămânii trecute? Încă nu e o săptămână, vinerea trecută, la lansarea de carte, unde din nou am fost prezenți, imaginea relui Tabără, și de asemenea o să vedeți imagini foarte frumoase și discursurile. E a treia carte a unui eseist de foarte fină și pură descendență ieșeană, așa să spun. E o carte care vorbește despre înțelepciune, într-adevăr, și vorbește într-un mod foarte, foarte inteligent, dar care în același timp se dezbară de ceea ce în general socotim neajunsurile înțelepciunii. Înțelepciunea nu-și mai pune întrebări, nu-i așa, înțelepciunea știe deja totul. Ei bine, eseul nu. Eseul își pune întrebări, eseul chestionează înțelepciunea, o întoarce pe dos, o pune la testul, știu și adevărului și al cazului concret. Asta e ceea ce face Valeriu Gergel, o face cu un, în fine, cu un șarm, cu un talent, cu un farme, cu un umor mai ales, și cred că știți acest lucru, un umor deosebit. De ce spuneam că e o carte ieșeană și un autor atât de ieșean care îți reaprinde încrederea în Iași și în ceea ce poate Iașul să producă? Erudiția aceasta, libertatea aceasta a asocierilor, care plutește dintr-o cultură în altă, care face trimiteri la cărți mari, la mari autori, la înțelepți, nu-i așa, fără în același timp a le plăti tribut, fără a se opri la picioarele tronului, fără a adopta o postură prosternată, da? Ci întotdeauna liber, întotdeauna detașat, destins, reușind abia în felul acesta să fie el însuși și să ne vorbească, să ne ajute să fim cumva și noi, în cazul fericit, noi înșine. E un public numeros, de vreme ce cartea lui Valeriu Gergel a ajuns deja la tirajul al doilea în foarte scurt timp, în două luni, două și ceva. Asta arată că un eseist erudit, dar și cu un simț al umorului aparte, cu foarte mult spirit ludic, care își pune probleme numai în aparență specifice, lectura, ce citim, cum citim, până unde ne pot duce cărțile, care e diferența între viață și scris, între literatură. Iarăși, un filozof care citește foarte multă literatură, iată că poate să aibă succes. Valeriu Gergel este și o prezență online și autorul unui blog important, citit, respectat. Este un autor cu vechi acreditări totodată. E adevărat că cărțile sale anterioare, e vorba de Porunca lui Rabia Chiba și de
Breviarul Sceptic sunt publicate în ultimii doar 12 ani, însă ca publicist, ca figură a lumii intelectuale ieșene, ca traducător, ca autor de eseuri, Valeriu Gherghel se manifestă de la sfârșitul anului 70 și în această calitate și în această postură ca mentor al unor generații de jurnaliști culturali la o revistă foarte bună anilor 80, care era Opinia Studențească, Valeriu Gherghel nu e nici pe departe un necunoscut. Într-adevăr, prezența online acum și cărțile publicate în ultimii 12 ani l-au ajutat să intre în conștiința unui public mult mai larg. Care public avea nevoie să afle că există Valeriu Gherghel, avea nevoie să știe de aceste cărți, să le poată citi și să se, știu și eu, reapropie într-un fel de un tip de cultură și de un tip de scriitură extrem de bun, șarmant, extrem de inteligent, pe care l-am avut odată, în mult mai mare proporție, să spunem, și care începe încet, încet, parcă să se dispară. E un noroc să avem astfel de cărți în continuare. Cărțile sau viața. Așa dau un răspuns care e cumva strecurat în toate eseurile lui Valeriu Gherghel și asta este și atitudinea lui, asta e și credința mea când tot citesc și scriu. Nu există viață. E o materie amorfă, fără niciun sens. Orice privești pe lumea asta cu un anumit interes, dintr-un punct fix, începe să-ți arate mult mai mult decât îți poate oferi dacă intri bezmetic așa în viață. Deci și literatura e viață și scrisul pornește de acolo și orice om care scrie ca să afle mai mult, nu mai puțin. Stirpea e cea lui paleologu, cred. E o stirpe prestigioasă, deloc marginală în cultura română. E un, iarăși, aș spune, un noroc, poate. Sau, în orice caz, ne putem consola cu asta. N-avem, într-adevăr, poate, știu și eu, o linie filozofică impresionantă. Avem însă niște eseiști fantastici. Și eseiștii reprezintă, până la urmă, sarea pământului într-o cultură. Ei arată că există o bună circulație sanguină în această cultură, că, în fine, e un sol fertil, că există o atmosferă respirabilă și care se pasează de la o generație la alta. Asta mi se pare mie, de fapt, foarte prețios aici. Valeriu Gherghel e un certificat de sănătate, dacă vreți, pentru cultura română și ieșeană. Eseu înseamnă, în primul rând, libertate de gândire, înseamnă înseamnă să spui mai puțin decât știi, dar să dai de, așa, cumva, să sugerezi mult mai mult decât spui, înseamnă spirit ludic, înseamnă asumarea ideilor și a atitudinilor, înseamnă foarte mult umor. Toate lucrurile astea sunt din plin în cartea lui Valeriu Gherghel. Au fost niște completări, să spunem, sau niște adenda la adenda, niște note de subsol, dar în același timp niște lucruri importante care s-au spus acolo. Atmosfera a fost foarte interesantă. Între timp, în plasmă vor curge câteva imagini, chiar destule, cum spuneam, ale colegului Relu Tabără. L-am urmărit pe Valeriu Gherghel la școală, printre studenți, în plimbările de pe blacul lui, încercând să înțeleg din ce e făcută viața unui asemenea gânditor și scriitor. O idee bună. Ideea e bună pentru că ne lipsesc personajele, n-am să spun că ne lipsesc reperele sau valorile, așa cum circulă clișeul. Ne lipsesc însă niște prezențe de scriitori adevărați pe care să putem să-i urmărim cu încredere. Că ceea ce scriu ei e, în primul rând, adevărat și trăit, da? Și că în fine, și că oferă la un moment dat chiar un model, într-adevăr. Un model de raportare onestă la propriul scris, la literatură în general. Da? Acum, n-am să fiu atât de naiv încât să cred că lucrul ăsta se poate vedea și în felul în care eseistul își poartă picioarele unul după altul pe trotuar, de exemplu. Mai ales nu. Nu asta, să zicem. Dar, desigur, că felul în care vorbește, că retorica sa autoironică și șegalnică și, în fine, și în același timp circumspectă, ne învață să ne raportăm cu, în fine, cu distanță, cu o rezervă sanitară, da, la mituri culturale, la idei prea ușor primite și că, cine știe, poate asta e și transparent în felul în care își ține cursurile și în felul în care, știu și eu, sublimă pe malul Bacului. Până la urmă, suntem și noi în umbra acestei cărți încercând
încercând să deslușim ce poate face, cum să spun, cum se construiește farmecul sau din ce e făcut această inefabilă structură numită farmec atunci când e vorba de inteligență pură și frumoasă. Complicat. Nu se poate să vă răspund aici autorul. Nu, de aceea m-am uitat la tine. Cum face el ca să fie fermecător? E o întrebare imposibilă, vă dați seama. Nu, trebuie citit. Atunci asta e clar. Dar oricum tentația confesivă în cartea aceasta și faptul că de multe ori aș și mărturisi de altfel, că sunt amintiri care conțin și ficțiune, da? Asta e, dintr-o dată, stofa, dincolo de eseistul, e prozatorul, e scriitorul. Da, clar. Sunt amintiri prelucrate. În carte, firește, am și niște excursuri confesive. Povestesc cum am ajuns în sala profesorilor de la BCU înainte de a fi profesor, printr-o bunăvoință neuitatei doamne Mâță, cum am citit acolo și cum am fost impresionat de cititorii, de specialiștii care terminau într-o singură zi un teanc de cărți, un vraf de cărți. Și m-am întrebat ce metode de lectură au învățat de reușesc să termine într-o zi 20-30 de volume. Pentru că eu citeam încet, așa m-am învățat, și în continuare persist în obiceiul meu vechi de a citi cât se poate de încet. Secretul acelor cititori era simplu. Ei aveau niște specialități în care le impunea să răsfoiască anumite cărți în căutarea unui nume sau a unei date dintr-o cronologie, a unui titlu de articol sau a unei bibliografii. Prin urmare, ei erau cercetători în special în istorie și istoria implică o astfel de lectură pe ciugulite, uneori, în momentul în care ești la sfârșitul unei lucrări și ai nevoie de referințele bibliografice. În legătură cu lectura, a fost multă vreme la modă lectura rapidă și au existat manuale din care învățai în 5 pași să citești cât mai repede. Și istoria e că acolo, în acea sală cu vestita doamnă Mâță, și eu știu despre dumnea ei, acolo ați citit Râsul. Da, dar nu l-am citit într-o oră. Nu, evident. Deci, încet. Există personaje, au existat, care au avut o viteză de lectură nemaipomenită. De pildă, Harold Bloom, cel care a publicat Canonul Occidental, mărturisea că străbate până la 1000 de pagini pe oră. Este enorm să citești Război și Pace în mai puțin de 2 ore. Este o performanță. Sau o ficțiune. Lord Acton citea o carte pe zi. Asta este posibil. Da. Și Sartre citea o carte pe zi sau chiar două, când aceste cărți erau romane polițiste, că te apuci de ele și le termin foarte repede. Și trebuie să fie mici, cum ați spus dumneavoastră. Trebuie să fie în acest format. Palpitant. Da. Da. Dar o carte de literatură, un Philip Roth, pastoral american, nu poți citi în mare viteză. Sunt cărți care îți impun să citești lent, langsam. Și de altfel Nietzsche a și spus: dragii mei cititori, învățați să mă citiți corect. Citiți-mă langsam. În germană înseamnă încet, lent. Nu mă citiți repede, citiți-mă ca filologii. Asta este eu sunt adeptul lecturii încete, a lecturii lente. Și pentru motivul că nu mai am niciun motiv la vârsta mea să mă mai mândresc cu bibliografia pe care am străbătut-o. Acum nimeni nu mă mai întreabă și nu m-ar lăuda nimeni dacă i-aș spune că în loc de 5.000 de cărți cât citește un om într-o viață, eu am citit 5.213.
Așa. Deci chiar nu mai contează în momentul deci ăsta. Deci să citim cărțile încet, grignotând așa, da? Ronțăindu-le încet și să înțelegem că mai bine ne întoarcem la cei bătrâni, cum spuneți. Și prietenii domniei sale sunt Montaigne, Zarifopol, Flaubert. Sunt mulți, am mulți. Da, am zis pe ăștia prieteni, măcar, da? Dar cei mai importanți prieteni sunt cei de față. Da. Prietenii mei sunt acei înțelepți, acei filozofi care au avertizat că lectura nediscriminatorie, lectura în mare viteză, nu ne folosește la nimic. Și aș vrea să spun două cuvinte despre subtitlul acestei cărți. De ce n-au iubit unii înțelepți cărțile? Mi s-a spus că un astfel de subtitlu ar putea să nu fie înțeles corect de către un elev, de către un licean. Nu, întreaga carte este o pledoarie, un elogiu al lecturii. Dar au existat înțelepți, au existat filozofi care au spus că a străbate într-o zi un morman de cărți nu este folositor și nu se aduce niciun beneficiu. Este mai bine să te oprești la o carte, să alegi de acolo un pasaj și să meditezi la el. Deci toți acești filozofi pe care îi invoc, Seneca, Montaigne, David Hume, Kant, toți acești filozofi n-au cerut să renunțăm la cărți. N-au urât cărțile, au urât lectura neorientată și modalitatea asta de a străbate o carte fără să meditezi puțin la ceea ce îți spune cartea. În sensul ăsta n-au iubit lectura nereflectată. Lacomă. Lectura fără meditație. E cam ce se întâmplă când trecem de la un link la altul, acum. Că citim dintr-un PDF într-un alt PDF. Găsești o referință, apeși pe albastru și te-ai dus într-o altă poveste și te grăbești și uiți de unde ai plecat. Cum mi se pare genul acesta de amestec sau gălăgia asta? Bun, eu aș apăra, simt nevoia să apăr puțin această lectură din link în link, pentru că uneori ea te duce la niște lucruri fantastice și nu uit că multe dintre eseurile din această carte s-au găsit mai întâi pe blogul meu și la Nea. Și le-am citit acolo cu un deliciu enorm, așteptându-le uneori de la săptămână la săptămână, mai repede sau mai rar. Da, și creează dependență. Adică odată descoperit acest blog despre cărți, Miscelanea cu Arond, dintr-o dată te întreb, de așa o săptămână, la două, ce mai este? Hai să-l căutăm. Să spun că internetul a reușit să, cum să spun, să asigure o platformă de exprimare, în unele cazuri, unor personalități și unor scriitori remarcabili. Am avut și avem în continuare fenomenul unor scriitori care doresc să rămână anonimi. Sunt foarte buni, dar rămân inclusiv anonimi. Poeți, da. Și, bine, au ajutat foarte mult la răspândirea pseudonimiei și a heteronimiei. Atunci avem poeți care au deja trei cariere. Gen Fernando Pessoa, da, sau... De da. Exemplu, iată, bun. Ce-ar fi făcut el dacă avea netul, vă dați absolut. Seama? Absolut. Sigur că e o problemă atunci când sărim din link în link și nimerim peste tot felul de prostii. Sigur că este o problemă, în fine... A timpului nostru. Exact. Ne răpește foarte mult timpul, nu ne lasă să medităm, mergem foarte repede din notă de subsol, că asta ar trebui să fie, de fapt, link-urile pe internet, note de subsol. Din note de subsol, așa încât uităm să ne întoarcem la text autonom și cumva asta e ceea ce se pierde uneori, autonomia textului. Cărțile și, în fine, înțelepții care vorbeau despre cărți înainte nu vedeau această problemă. Cartea e un obiect întreg, e o lume, e, în fine... Care are trebuie să fie și estetic și... siguranță. Da. E un întreg, în orice caz. Da? Și această civilizație a cărții care... Un întreg, obiect, să se un, asta întreg e, da. Un obiect care te însoțește. De fapt, asta e. Cartea e însoțitoare. E... Într-adevăr. Cartea e, da... purtătoare de înțelepciuni, un vademecum, da. E un tovarăș de drum și așa mai departe. Sunt o mulțime de metafore folosite de-a lungul istoriei lecturii, da? Și care la un moment dat ajung la o saturație. Culmea e că acum portabilitatea cărții a crescut fenomenal de mult. Poți umbla la tine cu o bibliotecă de milioane de cărți singur. Într-un buzunar. Da? În schimb, asta nu a însănătoșit vreun fel lectura. Da.
eu, pentru că mă tot gândesc la jurnalistul de tinerețe, de la Opinia Studențească, spațiul acela al libertății și al seninătății într-o lume închisă și idiotă, cum era atunci, și opresivă, în acel regim cenzurat mereu, aici la Iași era punga asta de aer, dacă vreți. Era această zonă extraordinară, Opinia Studențească, redactor șef adjunct destui ani, ba chiar în perioada cea mai rea și mai dificilă, 85-89, zic 83-90, că până la sfârșitul 80. Și interesant că am vrut mereu să întreb jurnalistul care dădea titluri bune. Opinia Studențească e cunoscută ca fiind o școală de titluri, dacă vreți, și de reportaj. Eram mai mulți. Eram mai mulți. N-a ajuns până aici, cumva? Pentru că subtitlul acesta îți pune mai multe întrebări. Cum adică n-au iubit? E un cuvânt puternic, a iubi iubire. Unii, cum naiba unii? Deci, înțelepți? Imposibil. Cărți. Sunt cuvinte puternice și îți provoacă foarte multe întrebări. Subtitlul, firește că înlocuiește altul provizoriu care n-avea puterea de a nici trage și de a șoca pe care îl are acest subtitlu, la care am stat vreo lună aproape pentru a-l găsi. De ce are el puterea de a-i atrage pe cititori? Pentru că noi trăim cu o mare credință, cu o mare iluzie că orice înțelept citește neîncetat și că doar atâta face. Ceea ce nu e adevărat. Dacă el a ajuns înțelept, a ajuns pentru că a gândit, nu pentru că a citit. Prin urmare, această nepotrivire dintre ceea ce afirmă subtitlul și așteptările publicului a născut un număr mai mare de cumpărători, deci, pentru roata plăcerilor. Deci o figură de stil, un paradox conținut. Și o idee importantă. În fond, subtitlul acesta trimite spre o importantă temă a zilelor noastre. Cum să spun? Cred că lectura a început să însemne astăzi foarte mult, poate mai mult decât înainte. Acum, grație internetului, grație, în fine, unei mulțimi destul de mari de moduri de utilizare a cărții, de înrămare... Sau utilizarea expresiei, pentru că toată lumea se exprimă, toată lumea are o părere, spațiul public este foarte permisiv foarte și extins. Mult, într-adevăr, și foarte permisiv. Și asta a dus cumva la o supraevaluare a lecturii, nu întotdeauna pentru motivele potrivite, reale, am impresia. Sau pentru motivele reale ale lecturii. Așa încât ajungem în punctul în care cu toți iubim lectura, dar nu o practicăm chiar așa de mulți și cei care o practicăm, în fine, practicăm și noi după puterile noastre. Mă întorc cumva la ce am înțeles, asta e sensibil, e foarte sensibilă și dacă o carte îți pune întrebări, dacă te face să gândești, înseamnă că e cartea potrivită, cartea ce e bine că ai citit-o. Cum scrieți? Greu, ușor, dacă pentru un subtitlu ați gândit o lună? Subtitlurile țin de, și titlurile și coperta țin de promovare. Și cel puțin la cartea precedentă, Breviarul Sceptic, nu am fost foarte atent. Deci am făcut niște greșeli de promovare. De data asta am vrut un titlu care să, nu neapărat să șocheze, dar care să îl tragă de mânecă pe cititor, pe cel care intră într-o librărie și dorește să-și cumpere o carte. Eu însumi am optat pentru imaginea de pe copertă și eu însumi am optat pentru acest format al cărții. Formatul colecției plural de la Polirom e un format mare. E un format mare. Formatul mare te trimite cu gândul la tratate de anatomie, la gramatica limbii române, la tratat de matematică, deci la cărți extrem de serioase și la cărți pe care doar le consulți din când în când. Și am cerut și într-un eseu, dar și redactorilor cărții, să îmi dea voie să public această carte într-un format ceva mai omenesc decât
E și finalul acestei cărți în care spuneți ce vă doriți, carte în acest format mic și, dacă mai rămâne ceva timp, o înșiruire de dorințe care țin tot de ce ar mai citi, ce ar mai, cu ce s-ar mai delecta, ce ar mai face autorul. Cartea e foarte, foarte interesantă, autorul la fel, și de ce v-am întrebat? Pentru că ați strecurat ori aici, ori în blog, nu mai știu, un citat care mi-a făcut mare plăcere din Flaubert, pe care îl regăsim chiar și poate cei mai grăbiți jurnaliști. Până la urmă n-ar trebui să ne repezim în cuvinte și să rostim cu accentul greșit întotdeauna pe prima silabă, știți cum e, universitate de obicei. Da. Spuneți că Flaubert într-o scrisoare așa spune, nu? Că mai bine mor ca un câine decât să grăbesc cu vreo secundă o frază neterminată. Dar nu cred că asta ar trebui să facem și nu noi. Nu numai asta. Flaubert a avut un mare defect, și anume acela că nu îi plăcea absolut deloc să iasă din casă. Dar ținea o corespondență enormă și răspundea oricărui individ care dorea să obțină un răspuns de la el. O parte dintre scrisori le-a schimbat cu prietena lui, Louise Colet, cu care se vedea o dată pe an sau chiar mai rar. La un moment dat, o domnișoară de 50 de ani îl întreabă ce să citească și el îi spune: citește Montaigne, citește Ca să trăiești și mai ales, de îndată ce termin Montaigne, ia-l de la început. Această lectură cu repetiție, cum s-ar spune, când ai ajuns la ultima pagină și o citești, sar imediat la prima pagină a unei cărți. O astfel de lectură este rară. Lectura circulară, cum să-i spunem, infinită. Da. Cartea o astfel de lectură este rară, dar nu neîntâlnită. Am auzit și am citit despre un economist american că el făcea acest exercițiu cu Război și pace. Este ceva extraordinar. Deci după ce străbați 2000 de pagini, 1400, 1500 de pagini din Război și pace, de la prima la ultima pagină, când ai ajuns la ultima, iei cartea din nou, iei romanul din nou să-l citești încă o dată și încă o dată și încă o dată. Acel economist spunea că a făcut de 3 ori acest exercițiu. De ce să zic? Laudă nebunie, nu? Nebunie. Cu romanul lui Tolstoi. Au mai rămas puține minute, nici nu știu când au trecut din emisiune, ca să am timp, ca să fiu sigură că nu uit și că vă mulțumesc pentru prezență, o fac de pe acum și las pe Doris să ne spună o întâmplare cu Valeriu Gergel. Nu știu, sau un pasaj preferat din această carte. Ceva personal, pentru că așa ni se întâmplă nouă jurnaliștilor. Întotdeauna vrem să ciupim o bucățică din ființa autorilor. Cartea aceasta lui Valeriu Gergel, să spun în ce fel m-a pus pe gânduri. M-a responsabilizat, într-adevăr, m-a făcut să mă simt vinovat. Pentru că, într-adevăr, e o carte care insistă asupra necesității lecturii ponderoase, adânci, care întârzie pe pagină, care își face pe urmă notițe, care discută și dialoguează și polemizează cu autorul, așa cum am întâlnit, într-adevăr, cititori. Pe când ești un vitezoman, ești un... Cumva? Nu aș zice numai asta. Nu? Dar n-am atins niciodată o performanță atât de mare, precum aceea lui Emil Brumaru, spre exemplu, care, ale cărui manșete de pagină, ale cărui margini de pagină, pe fabuloasă sa bibliotecă, conțineau dialoguri întregi, se pare, cu autorii pe care îi parcurgea. Cărțile erau peste tot. Sau, locuia într-un raft. Sau, trebuie să spun, cu bunicul soției mele, profesor de română aici în Iași, ale cărui câteva cărți din colecția de teorie literară din anii 70 de la Univers, am putut pe urmă să o parcurg și să văd în ce fel dialoga cu Tsvetan Todorov. Și l-acuza de ignoranță, de nesăbuință, de, în fine, imprudență în cel mai bun caz. Da? Astfel de cititori m-au impresionat mereu, pentru că
Bun, să-l acuz pe Todorov de ignoranță, de pildă, e o chestie. Și să polemizez cu Dostoievski sau cu Shakespeare, cum făcea Brumar, iarăși ceva foarte respectabil. N-am îndrăznit să fac lucrurile astea niciodată, trebuie să spun. Sunt e un cititor mai timid și mai cumplit. Atunci e timpul. Da. Da, ca să închei cu o amintire despre Brumaru, de care cred că ne e dor fiecăruia în parte. A spus că nu-i plac cărțile foarte mari și cu coperta foarte groasă, pentru că se poate răni. Dacă adorme cu ea, e posibil să se lovească. Da. Și mi-a și arătat o cicatrice imaginară, spunând că, uite, vezi, e de la o copertă prea bine făcută. Cam asta e povestea cu cărți, cu scriitori și cu puterile noastre de mai mici sau mai mari cititori. Cititul se învață. Voi mărturisi acum, rămân în confesiune, deci voi mărturisi acum că nu am fost un cititor bun. Și n-am fost un cititor bun multă vreme, inclusiv în timpul facultății. Nu făceam decât atâta, copiam pasajele care îmi plăceau sau chiar scriam pe carte niște sintagme pe care le găseam în pagină. Mai mult de atâta nu făceam. Abia după facultate am înțeles că a citi nu înseamnă a pune semnul întrebării alături de pagină sau semnul exclamării, ci înseamnă a medita asupra pasajelor pe care le subliniezi. Iar eu sublineam totul. Nu exista în pagină vreun cuvânt care să rămână nesubliniat. Făceam rău. Mulțumesc mult pentru fiecare rând subliniat și sper să mai veniți în emisiunile noastre, pentru că mai sunt cărți care așteaptă, pentru că mai sunt cititori care așteaptă și pentru că o asemenea discuție despre utilitatea lecturii sau despre inutilitatea lecturii aglomerate, această pledoarie splendidă pentru carte e unică și o putem repeta. Deci, în unicitatea ei, de fapt, ar trebui să devină repetabilă. Vă mulțumesc mult! Mulțumesc. Vă mai așteptăm! Noi vă mulțumim! Mulțumim.